Salutare și bine v-am găsit la un nou material. Astăzi vom vorbi despre trei uleiuri esențiale care ne ajută să trecem mai ușor peste stările de anxietate. Dar, înainte de toate, nu uitați să lăsați un like, un share, un subscribe. Pe mine mă ajută foarte mult în creșterea comunității și pe această cale țin să vă mulțumesc foarte mult. Și haideți să vedem despre ce este vorba. Poate te-ai întrebat de mai multe ori cum să ții sub control anxietatea fără a lua medicamente care provoacă efecte secundare. Aceste reacții adverse includ oboseală, letargia sau apatia. Și acum să vă prezint și cele trei uleiuri esențiale. 1. Lavanda Prima modalitate de a controla anxietatea este cu ajutorul uleiului de lavandă. Lavanda este o plantă pe care mulți o consideră medicinală, datorită proprietăților sale calmante și relaxante. Cum o poți folosi pentru a controla anxietatea? Punând câteva picături din acest ulei esențial într-un infuzor sau folosindu-l pentru un masaj delicat. Procedând astfel, poți obține următoarele beneficii. Stimulează o stare emoțională pozitivă. Scade oboseala cauzată de stres promovează armonia și echilibrul emoțiilor. 2. Mușcată. Uleiul de mușcată nu este foarte cunoscut. Cu toate acestea, la fel ca lavanda, are proprietăți benefice care sunt foarte utile pentru oricine suferă de anxietate. La fel ca în cazul precedent, poți folosi uleiul într-un infuzor, astfel încât aroma sa să se răspândească în cameră și să-ți ofere toate beneficiile aromaterapiei. Beneficii Reduce anxietatea și agitația Echilibrează sistemul nervos Reduce schimbările de dispoziție Ameliorează oboseala nervoasă 3. Ilang, ilang Dacă vrei să descoperi cum să ții sub control anxietatea cu uleiul esențial, poți folosi Lang-Ilang, ylang, care înseamnă floarea florilor. Nu este foarte cunoscut, dar proprietățile sale pot avea un impact surprinzător asupra anxietății, deoarece este un antidepresiv natural. Ajută la reducerea tensiunii nervoase, ajută la controlul fricii și al frustrărilor. Încurajează stima de sine. Dacă te afli într-o stare de anxietate profundă, poți respira abur cu câteva picături de ilang-ilang. Trebuie doar să aduci apa în punctul de fierbere și să adaugi câteva picături de ulei esențial. Atunci când apa fierbe, oprește focul și cu un prosop deasupra capului apleacă-te peste ea și inspira aburul de ilang-ilang. Ai grijă să nu te arzi. Pe lângă utilizarea uleiurilor esențiale menționate, este important să întreprinzi și alte acțiuni. De exemplu, poți pune uleiul esențial preferat într-un infuzor și poți medita timp de aproximativ 5 sau 10 minute. În acest fel, te vei putea relaxa mai mult și mai mult. De asemenea, trebuie să evidențiem importanța exercițiilor fizice. Dacă nu îți place să alergi, poți face yoga. Este o activitate foarte pozitivă care reduce anxietatea și sporește bunăstare. Pe lângă toate acestea, mersul la un psiholog este fără îndoială esențial în acest caz. Cam acesta a fost materialul meu pentru ziua de astăzi. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Dacă nu sunteți abonat, abonați-vă chiar acum, nu costă nimic. Și activați și clopoțelul ca să fiți notificați atunci când eu postez ceva nou. Vă mulțumesc încă o dată, v-am pupat și multă sănătate! Pa, pa!